Delegația hunedoreană, formată din 7 elevi, primarul Urbei și directorul muzeului Castelul Corvinilor, plecată marți în Serbia pe drumul Corvinilor, a depus ieri gerbe de flori la monumentul dedicat lui Iancu de Hunedoara din Zemun, locul în care a încetat din viață la 11 august 1456 și la monumentul dedicat acestuia din cetatea medievală a Belgradului. Am depus o coroană la statuia lui Iancu de Hunedoara, iar în momentul în care vorbesc ne aflăm chiar în cetatea Belgradului, unde am depus o altă coroană de flori împreună cu elevii, la acea piatră care amintește de Iancu de Hunedoara. Am încercat și prin această excursie, a treia excursie în cadrul proiectului Drumul Corvinilor pe urmele lui Iancu de Hunedoara, să scoatem în evidență atât cât am putut personalitatea marcantă a lui Iancu de Hunedoara în epoca medievală, dar mai ales a familiei de Hunedoara. Eu nu vreau să epatez sau să folosesc cuvinte mari, dar aș vrea să îi fac pe tinerii de astăzi să înțeleagă că s-au născut, s-au educat și vor purta toată viața pe umeri o responsabilitate frumoasă, o responsabilitate de a spune povestea acestei familii de Hunedoara peste tot unde îi vor purta pașii în viață, la facultate, în viața de adult. Este fascinant să cunoști această poveste a familiei de Hunedoara și mai ales este fascinant să o poți spune mai departe. Vreau să-i mulțumesc și domnului Sorin Tincu, directorul Castelului Corvinilor, pentru modul exemplar în care explică elevilor cronologic tot ce a însemnat familia de Hunedoara pentru Europa de Est și Europa Centrală. Familia Corvinilor poate constitui subiectul unui serial fără niciun fel de probleme. Are momente de comedie, are dramă, are povești de dragoste, are până la urmă tot ceea ce face sarea și piperul unui film. Pe lângă toate acestea, evident, dacă vorbim de Matia Corvin, vorbim și de o politică de anvergură. A fost un politician extrem de abil, un politician, unii zic, fără scrupule, care a încercat să obțină dintr-o anumită situație tot ceea ce se putea obține, bineînțeles, favorabil. Liceenii au fost încântați că au avut șansa de a parcurge parte din drumul Corvinilor. Sunt foarte fericită că am avut oportunitatea să particip în această excursie, pentru că am aflat multe lucruri noi, interesante, și simt că m-am conectat cumva cu istoria Corvinilor, pentru că au fost o familie într-adevăr importantă pentru istorie și chiar cred că povestea lor ar trebui spusă mai departe, mai ales pentru că noi suntem din Hunedoara și ar trebui să fim mândri de acest lucru și chiar ar trebui să încercăm să împărtășim această poveste cunoscută drept Drumul Corvinilor și cu ceilalți. Astăzi grupul se va întoarce în țară, însă, ca de obicei, ediția din acest an a excursiei care urmează parte din Drumul Corvinilor se va încheia vineri cu depunerea de coroane la mormintele lui Iancu și Ladislau de Hunedoara de la Alba Iulia, apoi cu o ceremonie de comemorare la statuia din centrul civic al municipiului Hunedoara, ce va avea loc de la ora 12 în zona giratoriului de la Rusca.